Ceahlăul a obținut o victorie mare 1-0 cu Poli Iași și continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Singurul gol al derbiului moldovan a fost reușit de Ciprian Vasilache. Gazdele au ratat prima ocazie a meciului în minutul 7 prin omul care a îngropat Steaua în Ghencea, Bădescu. La jumătatea reprizei, Vali Badea a fost blocat excelent de vițelarul din drumul spre poartă. Cea mai frumoasă fază a primei reprize a reușit-o dinamovistul minune Georgian Păun, al cărui șut superb de la 30 de metri a fost scos greu de Vilațăn. Ex-bistrițeanul Ciprian Vasilache a dat golul victoriei pentru Ceahlăul în minutul 70 după o pasă a lui Edson. După 25 de etape, Ceahlăul are 22 de puncte, cu 4 mai puțin decât ultimul loc, Salvator, ocupat de Poli Iași.